salut și bine ați revenit pe acest canal! Astăzi, după cum bine ați putut vedea și din titlu, m-am reîntors după o perioadă de o lună de zile. Am lipsit foarte mult de pe canal și am lipsit, de fapt, motivat, într-un fel anume, pentru că am avut foarte multe flori de realizat. Pentru că, după cum bine știți, astăzi este Valentine's Day, este 14 februarie și a fost o perioadă mai aglomerată, să zicem așa, Santos. Bun, ideea este că astăzi facem produse terminate, nu am foarte multe, dar totuși mi s-au adunat câteva. Santos. De make-up nu pot să zic că am o grămadă, am doar un singur produs de make-up și le am chiar aici lângă mine. Primul produs pe care l-am aproape terminat, să zicem așa, este acest fond de ten de la Pharmacy. Se numește FX Pro Camera Ready. E foarte fain, are o acoperire super mare, chiar astăzi l-am pe ten. Poate că pe tenul meu, în momentul de față, nu arată foarte bine pentru că am un ten foarte uscat în ultima perioadă, probabil și din cauza temperaturilor scăzute, ridicate și așa mai departe. Este un fond de ten de la Pharmacy și este în cantitatea de 30 de ml. Nuanța mea este 00, cel mai deschis probabil, nu știu, așa l-am luat. La momentul respectiv mi-a fost bun, acum să zicem că mi-este puțin cam deschis. Bun. Următoarele produse pe care o să vi le arăt, nu având foarte multe produse, am încercat să le organizez puțin pe categorii. Următoarele sunt pentru ten. Am terminat acest booster de la Vichy. Mineral 89, a fost unul foarte bun, mi-a hidratat foarte fain fața, tenul. O să-l recupăr cu siguranță și a fost în cantitate de 50 de ml. Deci ăsta chiar își face treaba, dacă aveți ocazia sau chiar dacă l-ați încercat și vouă v-a plăcut sau nu, aș fi recunoscătoare să-mi scrieți acolo în comentarii. Sau chiar dacă aș găsi un... ceva produs asemănător cu acesta la un preț mai accesibil, dacă găsiți să-mi scrieți și mie. Următorul pe care l-am folosit tot așa în combinație cu celălalt a fost acesta de la Elmi Plant. Cam așa arată el. Elmi Plant Multicolagen Serum Antirit Concentrat. Bun. A fost foarte bun. Nu are parabeni, coloranți și miroase destul de bine. A fost în cantitatea de 30 de ml, iar acesta are un preț destul de bun. Nu știu, undeva până 30 de lei, dar e un produs minune, credeți-mă pe cuvânt. Bun. La categoria de parfumuri, știți că iubesc foarte mult parfumurile de la Oriflame. Mai am foarte puțin în această sticluță de parfum. Tot de la Oriflame este, se numește Tenderly Promise și miroase a flori de primăvară, să zicem așa, și a fost în cantitatea de 50 de ml. Și cam așa arată. Sticluța este absolut superbă și căpăcelul acesta parcă ar fi un diamant, după cum se poate aprecia. Bun. Începem la capitolul de îngrijire corporală, păr și așa mai departe. Bun. Am folosit acest antiperspirant de la Rexona, Sexy Bouquet. Zice că promite 48 de ore, așa mai departe, povestea vieții noastre. Dar, nu știu, nu prea m-a încântat ăsta, dar n-aveam opțiuni, de asta l-am cumpărat pe ăsta. Eram în... Deci, în fine. Chiar nu aveam și n-am găsit altceva la magazinul de aici. Bun. Știți, după cum vine, v-am zis de 11.000 de ori în clipurile mele, că îmi place foarte mult acest deodorant cu pară de la Dove.
De fapt, toate deodorantele îmi plac mie de la Dove, dar ăsta e preferatul meu. Și nu mi l-am mai cumpărat de ceva timp, acum îl am tot de la Dove, cel original cu capac albastru. Da, e super bun. Știți, nu vreau să mă lungesc cu aceste deodorante pentru că îmi plac foarte mult și le-am precizat în foarte multe clipuri de ale mele. Bun, următorul este acesta de la Dove Solid. Cel original, da, a fost ok, dar îmi plac mai mult spray-urile. Bun. Mai departe, am un gel din ăsta de la Dove de, pentru igienă intimă. A fost foarte bun, nu mi-a provocat alergii sau alte minuni, deci a fost foarte ok. Mai departe, tot așa pentru îngrijire corporală, am un, cum îi zice, shower gel, gel de duș din ăsta spumă, tip spumă, este de la Oriflame și se numește Be Happy Feel Good. Foarte bun a fost ăsta. Foarte bun și la un preț foarte acceptabil. Bun. Următoarele, știți că îmi plac foarte mult aceste, această gamă de la L'Oreal. Este un șampon de la SF, Full Resist, șamponul ăsta fortifiant. Pentru păr fragil cu tendință de cădere, mie îmi cade foarte tare părul și mie este chiar foarte subțirel, să zic așa, foarte fragil. Și se rupe foarte, foarte repede. L-am avut în cantitatea de 400 de mililitri, am avut și balsamul de la el, dar s-a terminat și am uitat că strâng produse terminate și l-am aruncat, ce să vezi, cum am făcut și cu multe astfel de produse, pentru că am foarte puține și mi-am dat seama abia acum o săptămână. Dar, na, ce să facem? Bun. A fost foarte bun și chiar o să-l mai recumpăr, știți că e feblețea mea. Și mai am încă unul de la Dove. Ăsta este un șampon destul de bun, cu nucă de cocos, s-a mirosit bine, mi-a descurcat părul, nu mi l-a lăsat slinos, unsuros și așa mai departe, deci chiar a fost bun și acesta. Și a fost în cantitatea de 250 de ml. Tot pentru păr, în luna trecută cred că m-am vopsit și am cumpărat o vopsea nouă, este vorba despre... Eu nu știu cum se numește. Triplex, keratin, colagen, omega 9, aroma color, permanent hair color cream. Bun. Ăla a fost în nuanța de 1.1 blue black. Eu nu știu de unde am mai cumpărat-o, deci... Dar a fost foarte bună, deci chiar a fost ok. Mai am încă un produs din ăsta pentru păr, de la Schwarzkopf. Este un produs pentru... Este un fel de balsam, spray, după ce te speri pe păr, efectiv îți dai pe cap cu el. Și a fost foarte bun, dar mai am chiar puțin în el și o să-mi cumpăr altul. Ăsta este în special pentru perioada de iarnă. Mai am încă două produse. Am folosit și aceste absorbante de la Bella. Au fost ok, dar nu m-au încântat foarte tare. Și minunia mea cu care îmi tratez eu mostruleții de pe față atunci când apar este acel gel de la Duac. Este foarte bun. L-am întâlnit tot așa pe un canal de YouTube, dar nu mai știu exact la cine. Cineva dintre voi se confrunta cu o problemă foarte, foarte nașpa pe față, deci avea foarte multe coșuri și spunea că a folosit acest gel și a scăpat de problemele sale. Ei bine, l-am încercat și eu, l-am cumpărat, e foarte bun, puțin e cam scump, a fost vreo 70 și ceva de lei în condiția în care are 30 de grame și se termina destul de repede. Da. Dar în rest a fost ok. Bun, acestea au fost produsele pe care le-am terminat eu în această perioadă. Dacă v-au plăcut sau dacă aveți și voi câteva dintre produsele pe care le-am folosit și eu și v-au plăcut, nu uitați să-mi lăsați acolo în comentarii sau dacă aveți sugestii pentru mine ce aș putea să mai încerc, vă rog să o faceți.
Ei bine, acesta a fost clipul meu. Eu vă urez o zi de Valentine's Day happy, adică fericită. Și aveți grijă de voi. Până data viitoare, eu v-am pupat!